atunci să prezentăm formația rosoneră, echipa gazdă, în port și capitanul formației noastre, Cristian Zimmermann, jucător de câmp cu numărul 2, Cornel Ardei, 20, Ștefan Părpoianu, 15, Sergiu Rimoveț, 14, Nicușor Fota. Rezerve la CSM Reșița cu numărul 12, Cătălin Căpățână, 8, Laurențiu Preșneni, 5, Alin Dudea, 4, Bogdan Si, 21, Cristian Domil, 28, Robert Petre, 11, Renu Strancă, 20. Thank you.
Victor, din păcate, n-a ieșit bine. Da, așa este. Ne-am pus mari speranțe în jocul retur. Știam că va fi foarte greu, după ce am văzut la Filiaș. Din păcate, echipa care s-a adaptat mai bine la suprafața de joc astăzi a avut câștig de cauză. N-am reușit nici în minutul 90 să realizăm că mingea nu se poate căra, chiar dacă am discutat la începutul jocului și am anulat orice tactică pe care o adoptasem pentru astăzi. Din păcate, n-am reușit să ne adaptăm la terenul îmbibat de apă, la bălțile care au, practic, a făcut imposibilă orice pasă. A fost o luptă surdă în apă, câștigată de echipa care s-a adaptat mai bine la suprafața de joc. Ce s-a întâmplat? Am terminat în 10 oameni, noi de pe margine n-am înțeles de ce a fost acea eliminare. Nu știu să vă spun, era departe de noi. Noi am fost cei care am primit cartonașele cele mai multe, ne-a liniștit imediat, în 5 minute am luat două cartonașe galbene. Nu știu dacă a reușit să iau un cartonaș galben echipa gazdă, chiar dacă au fost interi destul de dure. Una peste alta, nu cred că aici s-a făcut diferența, dar v-am spus și repet, echipa care s-a adaptat la lupta asta în bălți a avut câștig de cauză. Sper să învățăm ceva din această experiență. Vreau să-i felicit pe jucătorii mei pentru ce au realizat până acum și să sperăm că viitorul, eu știu, ne va mai oferi șansa să ajungem aici. Mersi. Mulțumesc. Rogo, n-a ieșit cum ne-am dorit. De fapt, n-a ieșit deloc bine. Ce s-a întâmplat? Salut, Alex. În primul rând, într-adevăr, a fost un meci urât, ca să spun așa. Rezultatul este unul foarte, foarte greu de digerat, ca să spun așa, 5-0. Dar, cum ai văzut și tu, adică pe un asemenea teren, numai fotbal nu a fost astăzi, ca să spun așa. S-a jucat minge lungă, care s-a adaptat mai repede la teren sau a câștigat. Și se pare că Reșița s-a adaptat mai repede la teren și ne-am învins, clar. Da, a fost un meci de luptă, așa cum ai spus, totuși diferența este prea mare. Cu ce v-au surprins până la urmă? Da, într-adevăr, diferența este foarte mare. Nu cred că ne-au surprins cu... Mulțumim frumos, maestru! Multă baftă! Nu cred că ne-au surprins cu ceva. Parcă, cum ți-am zis, s-au adaptat mai bine la teren. Adică s-a jucat minge lungă, cum ai văzut. Cine a recuperat, care a fost puțin mai atent, care a greșit mai puțin, a câștigat astăzi. Arbitrajul, cum l-ai comenta? A fost și o eliminare pe care noi, cei din tribune, nu prea am înțeles-o. Da, într-adevăr, am înțeles că a fost un mic clinch acolo între Fane Bărboianu și jucătorul nostru Chirițoiu. Un schimb de replici și arbitru așa a considerat că se acorde cartonașul roșu jucătorului nostru, dar era 5-0, nu mai contă. Cum vezi finala pentru Liga a doua? Iată, ați jucat și cu Deva, ați jucat și cu Reșița. Cine credeți că va reuși până la urmă? Într-adevăr, două echipe bune, chiar foarte bune. Deva, într-adevăr, a fost în seria noastră, a câștigat seria meritat. Reșița, într-adevăr, am întâlnit-o și o echipă foarte bună. Va fi o finală care pe care orice se poate întâmpla. Si. Cu mare. Felicitări, iată-vă în finală. Cum a fost dubla asta cu Filiaș? Cum ați considerat-o? Da, în primul rând vreau ca să-l felicit pe colegul meu, pe Nike, pentru că a încercat și a reușit în primul joc să pregătească bine echipa, să ne surprindă cu anumite lucruri. Știam multe despre tranziția lor imediată, dar una peste alta cred că s-au autodepășit. Ne-au tras, să spun așa, între ghilimele, un semnal de alarmă în meciul turc, pentru că în primele 15 minute, după cum bine știți, au înscris două goluri, chiar dacă au fost pe greșeli personale, dar pe urmă am încercat și am echilibrat jocul, vorbesc de meciul turc, în care am egalat, un aspect foarte important pentru jocul de azi. Da, într-adevăr, pe partea finală puteau și ei să câștige joc, puteam să închidem și noi jocul, dar una peste alta, meciul turc, din punctul meu de vedere, s-a încheiat, să spun așa, mulțumitor pentru ambele părți. Referitor la jocul de azi, cred că nu sunt prea multe de spus, pentru că nu s-a pus nicio secundă la îndoială victoria echipei gazde. Pe această cale vreau să-i felicit pe acești jucători, pentru că au jucat exact ceea ce știam noi că trebuie să jucăm. Chiar dacă a fost terenul foarte greu, ne-am adaptat foarte bine. Am și schimbat sistemul de joc rapid, când am văzut ceea ce se întâmplă cu condițiile meteo de afară, și pe această cale încă o dată vreau ca să-i felicit cu o mențiune specială pentru Drăghiceanu, care de vreo 7-8 meciuri, într-adevăr, este vioara întâi, indiferent pe postul care îl joacă, un copil deosebit care se pregătește și își dorește enorm de mult. M-aș bucura, în primul rând, pentru toți, ca să promovăm, pentru că sunt anumiti jucători, chiar foarte mulți, care poate să facă pasul spre Liga 2. Dar, deocamdată, trebuie să fim ponderați,
am trecut o primă etapă, ne așteaptă o dublă foarte grea cu Deva, cu un adversar ambițios, cu un antrenor foarte ambițios, care imprimă ritmul jocului de pe margine, dar cred că în acest moment suntem capabili ca să ne pregătim jocul foarte bine, pentru că avem un moral foarte bun, știind că ei au făcut un egal azi acasă destul de chinuitor, deci s-a pus drept dovadă câștigătoarea meciului de la Deva sub semnul întrebării, dar încă o dată cred că în acest moment depindem doar efectiv de noi. Vreau ca să văd cât de repede problemele medicale, ca să știm de mâine ce avem de făcut. Rămânem în cantonament până după meciul cu Deva, toată lumea rămâne cazată aici la stadion. Ar fi un dezastru dacă s-ar rata promovarea? Nu știu dacă este un dezastru, pentru că dezastru cred că sunt alți oameni care păsesc alte lucruri. Ar fi o mare nerealizare pentru ceea ce se întâmplă aici, după cum bine vedeți, investițiile care au loc, oamenii care sunt alături de noi necondiționat, acești minunați suporte care vin oriunde am jucat au fost alături de noi, condițiile pe care le avem, seriozitatea financiară, și cred că acești oameni și conducerea clubului merită cu prisosință după eșecul de anul trecut o promovare. Mulțumesc!